Salutare, băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi o să-l învingem împreună pe Poseidon, adică cel mai mare final boss care există în noul update cu Atlantis pe Arms Wrestle Simulator. Deci, nu uitați voi, de la începutul acestui episod să spargeți butonul și acela de like, foarte important să vă abonați cu clopoțelul ca să nu ratați nimic de pe acest canal și pe primul link din descriere, nu uitați și tu să intri chiar acum pentru că este grupul nostru de Arms Wrestle Simulator România, unde puteți face trading, puteți să găsiți prieteni cu care să vă jucați Arm Wrestle și bineînțeles puteți face ce vreți voi pentru că este comunitatea noastră românească de Arm Wrestle unde suntem peste 500 de membri. Și având în vedere că am ajuns la 2,3 QA Strength, adică am ajuns la puterea asta deja, ei bine am zis, mă, nu facem noi un episod în care îl batem pe Final Boss Poseidon și după aia, ca să vă zic o chestie, bă, frate, în ouăle astea de pe aici, gândiți-vă că ăsta de aici are 100.000 power, baby mi se pare. Eu am înțeles că are 100.000 power, deci o să trebuiască să farmăm toată noaptea acolo. Deci efectiv trebuie să facem cât mai multe win-uri aici, ca să facem puncte și după aia să ne ducem aici, bineînțeles, la ul acesta de 58 de milioane și să îl deschidem și o să fie jale rău de tot. Dacă vreți să facem și un episod în care batem Krakenul, pentru că am dat foarte multe super rebirth-uri, adică uitați-vă aici la rebirth, după aia la upgrades, ei bine, am dat aici foarte multe super rebirth-uri pentru extra lucky, dar dacă vreți să facem un episod în care batem și Krakenul din World 3 și ne ducem în World 4, ei bine, vreau să strângem cât mai multe like la acest episod și scrieți în comentarii, spam de comentarii dacă vreți să ne ducem în World 4, pentru că săptămâna viitoare s-ar putea să se adauge World 5, deci o să fie genial oricum. O să încerc să fac cât mai multe super rebirth-uri ca să completez toate chestiile astea de aici de la upgrades, deci personal aș vrea ca enchant lacu, walk speed și toate astea vreau să le completez. Din păcate ăsta plus 1 pet equip, momentan nu-l putem face pentru că este buguit și poți să ai doar 10 puncte din câte am înțeles, nu știu sigur. Deci acest lucru nu cred că merge momentan, dar o să se rezolve până la urmă această problemă pentru că este cunoscută. În cazul în care nu știți, s-au adăugat creator, deci dacă vă duceți aici la arms, ei bine, s-au adăugat creator. Creaturile le cumperi cu win-uri, adică cu win-urile pe care le ai în joc. Uite, de exemplu, un Rust Crate costă doar 50.000, un Silver costă 25 de milioane, un Gold 5,5 B și un Diamond costă 1 trilion de win-uri. Însă, cheile le farmezi dacă bați NPC-uri, adică dacă bați boss din ăștia de aici, de oricare, din orice lume, îți pot pica și chei. Și cred că o să ne pice și nouă pe acest episod și dacă ne pică Gold sau Diamond o să fie super OP. Însă, în același timp, dacă nu vrei să farmezi, ei bine, bineînțeles că poți să cumperi o cheie din asta cu Robux, dacă vrei să fie pay to win și de asta Gold, adică oricare poți să cumperi de pe aici dacă vrei să faci rost de una, iar aici vedem prețurile și după aia, după ce deschizi un crate din asta, îți pică mănuși. Însă, există mănuși bune și mănuși proaste, pentru că așa e și la Petru, da? Deci e pet slab, pet OP. Și mie mi-au picat niște mănuși din astea destul de ok, pentru că au 320% power și sunt din gold crate și sunt epice. Însă, ceea ce ar trebui nouă să ne pice este din diamond crate să ne pice ceva legendar sau cine știe, adică există și cu 800%, deci dacă ne pică așa ceva o să fie OP. Însă, am zis să captăm acest moment în care facem acest lucru pe acest episod și în momentul de față, inventarul meu arată în felul acesta. În cazul în care vă întrebați cu ce farmez, am pus lac 3 pe ăsta, lac 3 pe ăsta. După aia avem așa, winner, winner 3, winner, winner 3, winner, winner 3, best friend 4, winner, winner 3 și winner, winner 3. Dar am făcut aceste enchanturi pe primul live cu Arm Wrestle pe care l-am făcut ieri, pentru că cred că o să postez episodul acesta cum ar fi astăzi, deci n-am înțeles voi. Și am făcut roșii de anumite peturi. Uite, de exemplu, aveți și Unicorn Hydra, adică petul acesta gratis. Îl aveți aici la quest. Deci aveți un nou pet
gratis de la Quest, acest unicorn Hydra. Dar aici este o problemă. Deci nu uitați și voi, dacă intrați în joc și dacă vi se încarcă bara asta și arată aici așa, adică dacă arată cu gri și nu merge să luați, ei bine, înseamnă că este buguit și că trebuie să așteptați o oră. Deci după ce se umple bara asta, mai așteptați încă 15 minute și o să vă lase să luați petul acesta. Pentru că aici, în loc de 45 de minute, trebuia să scrie o oră și practic s-a buguit și de aia. Dar merge să luați petul după o oră, nu după 45 de minute. Deci, pur și simplu, așteptați și o să îl primiți. Bun. Acum, hai să luăm și noi... Bineînțeles, ajutorul ăsta de la Autofight Poseidon și bineînțeles o să ajutăm și noi aici pentru că el are 1,3 QA Power, dar de fapt este mult mai puternic, iar în momentul de față am făcut istorie, băieți, în momentul de față am făcut istorie, bă, îl batem pe Poseidon, uite așa, și am primit un Silver Key, deci dacă ne pică Gold sau Diamond pe episodul ăsta, o să fie GG și ar fi destul de tare să facem rost de niște winuri din astea ca să deschidem, bineînțeles, niște ouă din alea. Dar uitați-vă o chestie. Eu normal am primit încă un Rust Key. Eu normal trebuie să primesc foarte mult. Deci ați văzut că aici scrie 15 milioane. Dar de fapt eu acolo sus la gems, uitați-vă că nu primesc atât de mult, ci gen X4 15 milioane scrie acolo și uitați-vă cât primesc. Eu primesc numai 15 milioane. Dar nu trebuia să fie gen de 4 ori cât scrie aici, nu-mi dau seama, e deja de 4 ori dacă scrie 15 milioane sau trebuia să primesc 15 milioane de 4 ori. Căci nu-mi dau seama, că eu am toate game pass-urile astea, cum așa, nu știu, e un pic am ciudat pentru că n-am înțeles cum funcționează. Dar uitați-vă aici, primesc câte 15 milioane, nu știu cât costă un ou din ăla, mi se pare că vreo 50, dar nu prea contează că o să deschidem și noi măcar 1 sau 2, deci cam asta e ideea. Vreau să strângem cât mai multe puncte din astea, eu să las Africa și după aia deschidem ouă din alea, să vedem ce ne pică, că dacă ne pică peturile alea OP, pleacă giveaway-ul, pleacă trade-urile, o să fie jale. Dar, bineînțeles, trebuie să farmăm destul de mult. Dar în momentul de față l-am bătut pe Poseidon. Oare să lăsăm aici un pic să farmeze? Ar fi o idee destul de bună. Nu știu dacă să facem acest lucru. Oare să lăsăm? Hai să vedem dacă ne pică aici ceva. Ia să vedem. Hai bă! Hai! Un pic am greuț, dar se descurcă, într-adevăr. Chiar se descurcă aici. Bun, în momentul de față am făcut vreo 740 de puncte din astea, o să-l scot de pe Autofight. Bun, iar acum dacă tot avem atât de multe puncte din astea, adică să zicem coins sau wins, pentru că așa trebuie să se numească, dar aici sunt niște cristale, să zic așa, văd că key din astea nu prea ne-a picat, avem 11 silver key, rusky n-a picat deloc, dar m-am gândit la o chestie, probabil că o să las foarte mult AFK, nu știu, câteva ore presupun, pentru că tot îmi dă foarte puțin și aș vrea să facă rost de gold key din alea pentru că nu prea a picat mai nimic. Aici nu știu de ce s-a întâmplat chestia asta, să-mi reseteze season pass-ul, dar se speră că nu este vreo problemă. O să-l luăm și noi să le dăm claim. Însă, hai să ne uităm aici, deci pe store avem toate astea activate, da? Deci avem și bonusurile astea activate, toate poțiunile, încă 200 de ore. Deci n-am ce să mai adaug altceva nou. Autofight, nu? Bun, atunci hai să deschidem și noi niște ouă din astea. Hai să vedem ce pică din primul, băieți. Hai să vedem ce pică din primul. 1. Ia să vedem dacă avem noroc și epică. Opa! Nu te cred. Băieți. Mamă. Nu pot să cred. Ok, deci se merită să deschideți ouăle astea foarte mult. Din păcate, citrus crab-ul ăsta nu, dar hai să-i dăm așa, așa îi dăm. Păi dacă nu-i dăm așa, nu sunt fericit. Ia să vedem. Și a picat nu pot să cred. O picat numai peturi de 10k, bro. Na. Și toate void. 3, 4, 5, 6, 7. Și astea au 5k. Wow, hai că facem o schemă. Nu mai aștept. Eu nu mai aștept. Mi-a picat încă unul. Bun. Nu ne permitem. Păi de ce? A, trebuie să deschidem 3 ouă maxim, că nu mai avem bani. Încă un water crab. Dar oare cât power are? Încă un water crab. Bun, iar acum văd că ne mai trebuie. A, costă 58.000, bă, nu 38.000. Ok, acum am înțeles care-i treaba.
Bă, un pic am nasol. Dar o să lăsăm aici să farmezi AFK, garantat, pentru că, na, se merită, vă dați seama. Hai să mergem și noi acum puțin. Bine, hai să vă arăt și cum funcționează astea, da, nu prea pică mai nimica din ele. Adică din astea silver nu pică nimic interesant. 75% slab. Și, hai să zic o chestie, am văzut că e și cu din astea cu 100 și ceva la sută, parcă, uite, 140. Dar sunt slabe, vedeți că ăla cu 1% e 140%, ceva de genul. Dar noi avem deja, uite, 200%. Deci ăsta e cel mai bun, cu 200%. Dar noi avem deja 340 și de asta nu se merită pentru mine să le deschid. Însă, dacă o să putem să le dăm la trade, o să dăm și la trade și o să dăm și din astea și din astea. Orice merge la trade, o să vă dau. Dar în momentul de față nu este posibil acest lucru, de asta o să le dau delete că n-am ce face cu ele. Și singura bună e asta cu 320% care mi-a picat din gold crate. Deci, dacă nu-mi pică key pentru gold crate sau pentru diamond crate, nu prea se merită, băieți, nu prea se merită. Dar ar fi destul de tare să adauge un mailbox sau nu știu, să adauge mai multe chestii. Oricum, joculețul e la început, îl înțeleg, n-are nicio treabă. Bă, ce este așa? Ăsta... ăsta are merciul nostru! Bă, ăsta e merciul nostru aici. Am văzut, păi cum să nu văd eu așa ceva. Nu uitați, băi, să intrați pe grupul nostru de Roblox, pentru că avem merci pe foarte multe culori și o să mai adaug neața, hello, că sunt abonation aici. Bun, deci în momentul de față avem așa 400 T aici, ceea ce este relativ ok. Nu știu cât de repede fac aici, ia asta așa, 390, da, câte 71 B. Da, nu e cea mai bună chestie. Iar dacă venim aici, câte 26. Da, cred că e cel mai bine Knuckles ăla, pentru că acum am foarte multe game pass-uri. Și aici se merită să dau autofight la Shark, dacă vreau trofee. Dar eu cum nu vreau trofee, ci vreau să bat Kraken-ul, nu până la urmă, na, cam asta e ideea. Iar în cazul în care vă întrebați dacă aici, la World 3, vă pică key din alea, chiar dacă îți pică Event Egg, ei bine, și aici îți poate pica key, adică îți pică și Event Egg-ul, dar îți pică și cheie, adică e o chestie foarte tare, bro. E o chestie foarte tare, pentru că poate să-ți pice și cheie și îți pică și, uite, vedeți, Silver și Event Egg. Deci așa îți pică mereu aici, ceea ce este foarte tare și nu mai știu unde mi-a picat mie prima dată pentru Gold Crate. Dar ar trebui să mai deschidem niște gold crate-uri, dar nu pică cheile alea, bă, băieți, bă, nu pică cheile alea, că aș mai deschide niște mănuși, mă, aș vrea să-mi dea una din aia cu 600%, cu 800% sau nu știu care există, dar în rust și în silver nu e, adică cea mai bună e aia cu 200% și noi avem deja cu 320, deci vreau să pice gold sau diamond, greu. Ce să faci? N-ai ce să faci. Asta e, trebuie să farmăm aici. Și o chestie foarte importantă este că o să trebuiască să dăm foarte multe rebirth-uri, băieți. Adică am dat foarte multe rebirth-uri din astea și pe live, că de acolo sunt eu răgușit așa, dar o să dau în continuare foarte multe rebirth-uri pentru că îmi dau bonusuri și după ce am terminat de folosit toate punctele alea pentru chestiile de care ai nevoie la upgrades, o să le țin, pentru că dacă ții rebirth-urile alea, punctele de la rebirth, se stachează și fiecare îți dă câte 100% în plus. Deci îți dă o groază de chestii, dacă mă întrebați pe mine. În orice caz, o să vreau să mă duc la World 4, deci ăsta va fi unul dintre goal-urile noastre, să ne ducem la World 4, să farmăm și acolo și trebuie să ne ducem în World 4 pentru că după aia o să se adauge World 5, înțelegeți? Se adaugă World 5 săptămâna viitoare și de asta o să trebuiască să farmăm. Deci cam asta este ideea, dacă se adaugă săptămâna viitoare Dino World, da, cam asta înseamnă, că se adaugă, bineînțeles, lumea a cincea. Și noi, cum nu suntem nici măcar a patra, na, înțelegeți, nu este foarte greu, când trebuie doar 20 de trilioane de winuri și le faci destul de ușor, mai ales la Kraken, dar încă nu am bătut Kraken-ul. Deci trebuie să facem și aici 1, ceva QA sau 2 QA, nu mai știu sigur, să-l batem pe Kraken, să ne ducem în World 4. Și aș vrea neapărat să mă duc, că acum cu toate game pass-urile astea e destul de simplu. Nu știu dacă se mai merită să deschidem o din astea, să așa să batem aici încă o dată. Nu știu dacă se merită să mai deschidem din astea. O să vă speriați acum, la event aici am 3600. Nu știu sigur dacă se mai merită să le deschidem. Oh!
ăsta are 7500. Da, bun, o să ținem petrele acestea. Deci le ținem, că le mai dăm la giveaway și așa. Deci nu uitați, voi să intrați pe primul link din descriere. Iar aici, acum, am putea face o chestie. Select all, n-avem nimica, nu? Bun. Aș putea să mai deschid aici niște din astea, că dacă pică ceva bun aici, am pic acum cu Void, că avem toate game pass-urile astea, deci acum dacă pică, pică direct cu Void sau cu din astea, cu... ce pica? Nu mai știu sigur ce pica. Gen pică cu Void sau Gold, dar în același timp dacă face Gold, în 5 ore le fac Void, deci e destul de ușor. Da, nu știu, e relativ ok, adică nu... Chiar cred că o să farmăm noi, farmăm la zona nouă, pentru că este cea mai OP acum și este limited time, adică o să dispară, e un event limited time. După aia, peturile astea nu o să mai poți face rost de ele și pe lângă asta sunt niște peturi foarte OP. Dar hai că acum, special pentru voi, o să dau craft la 3 din alea să vedem ce power are un big din ăla. Că dacă le dai craft în huge, posibil să aibă 40.000? Nu știu, hai să ne uităm, hai să ne uităm. Le dau aici stop auto hedge. Nu cred că a picat nimic interesant, că altfel îl vedeam. Da, nu, n-a picat. Credeam că pică din astea, cum se cheamă, cu vreo, ăla cu 001, adică unde era? Știu că la, uite la aici, Crayon Shark, dar nu prea pică. Uite, o să le dau aici Craft All, le dăm așa Craft All, dar din păcate n-a mai picat încă unul din ăla, deci da, o să dau Select All. Să le șteargă paste de care nu avem nevoie așa. Perfect. Bun, iar acum special pentru voi, hai să craftăm 3 din astea. Nu știu cât power au. Deci au 10.000 baby. Și dacă le fac așa, are 15.000. Și dacă le fac huge, 1, 2, 3, 4, stai așa, 3, 5, mamă, exact, bă. Bă, cred că special pentru voi, știi ce se întâmplă, nu? Cred că facem unul din ăsta, bro. 1, 2, 3, așa. Cred că facem special pentru voi așa ceva. Da, 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 da. Bun, facem așa, o schemă. Pam! Bun! Și uitați-vă ce a ieșit. 20.000. Water Crab, Huge, Void, Epic. Și asta este epica care e așa de OP. Mamă, da, e foarte OP. Însă, vă recomand și vouă să farmați aici la Atlantis World, pentru că chiar se merită și o să stau și aici toată noaptea să farmez, pentru că, bro, chiar îți pică peturi foarte bune și avansezi foarte ușor după aia de la World 3. Și pe lângă asta, rebirth-urile în lumea asta nu se pân, adică progresul tău din World 3 nu se pune. Dacă dai rebirth sau din astea, nu se pune. Deci, efectiv, dacă apăsi aici pe butonul de rebirth aici, nu se pune. Doar că o să-mi dea reset cum ar fi la power și nu o să facem acest lucru momentan. Însă, nu uitați voi să intrați pe primul link din descriere, pentru că acolo facem giveaway cu foarte multe peturi și suntem peste 500 de membri în grupul nostru de Arm Wrestle România. Și nu uitați să spargeți butonul și acela de like, bineînțeles, să vă abonați cu clopoțelul ca să nu ratați nimic de pe acest canal și... primul link din descriere. Până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!